Laura Giurcanu și Aris Eram și-au făcut bagajele, dar nu de genul celor pentru America Express, ci pentru vacanță. Au plecat la Barcelona. Acolo, fiul cel mic al Andreea Esca studiază la o facultate de prestigiu, așa că e clar că a dus-o pe rivala sa din emisiunea de la Antena 1 pe teritoriul lui, pentru a suda relația cât mai bine. Deci, pentru a se convinge Laura că Aris e băiat cu minte atunci când el e departe de ea. Pe celebra adresă pontarondcancan.ro ne-a fost adus la cunoștință și faptul că îndrăgostiții au aterizat pe Otopenia seară. Și nu s-au întors în țară oricum, ci camuflați din cap până în picioare, așa cum se vede în imagini. Separat, doar la o mică aruncătură de ochi pe paginile de Instagram ale celor doi, se poate observa că Laura s-a tot postat în ultima vreme în Barcelona, doar că singură. Aris Eram n-a distribuit nicio fotografie, n-a lăsat niciun indiciu care să ducă cu gândul că el a zburat în Spania, semn că nu a dorit asocierea.